15 iunie a fost ziua donatorului de sânge, zi în care noi am celebrat donatorii de sânge care activează în cadrul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploiești. Am făcut o mică festivitate și am făcut o mică tratație cu ceva dulce și o cafea pentru toți donatorii care au fost în ziua respectivă. O festivitate aparte s-a desfășurat începând cu ora 10, când au fost chemați toți elevii școlilor sanitare care fac practică la noi, care sunt și donatori de sânge și care ne ajută în desfășurarea activității. Copiii au primit câte o diplomă, s-a dezvelit un panou de onoare pe care sunt fotografiile lor, au fost chemate doamnele directoare de la școlile sanitare care i-au trimis la noi în practică, le-am mulțumit și dumnealor pentru aportul acestor copii în desfășurarea activității noastre, iar acești copii, chiar în ziua respectivă, au fost implicați în donarea de sânge pentru că chiar aveam nevoie de anumite grupe mai deosebite, iar câțiva dintre ei chiar au donat în ziua respectivă. Acești elevi sunt, printre altele, și donatori voluntari de celule stem hematopoietice, sunt înscriși în Registrul Național al Donatorilor de Celule STEM, ceea ce este un lucru mai mult decât lăudabil. Ei ne ajută la desfășurarea activității, ne ajută și la colectarea unei cantități suficiente de sânge. Vorbind de cantitatea de sânge, nu putem spune că acum, pe perioada verii, avem o stare satisfăcătoare a stocului de sânge, pentru că întotdeauna vara este mai puțin sânge, deoarece multă lume pleacă în concediu, are alte planuri.